De ce? De la Râmnicel. Aolo, câți kilometri pe jos? 5 km, da. Trebuie să merg până la farmacie și n-aveam încotro. Am ieșit din casă, că n-aveam ce face. Sunteți înghețat, Focnă. Asta-i treaba, ce spui. A nins mult, ce s-a întâmplat? A nins. Aici în zăpezești mereu, în jos de la complex. Pentru că n-a reparat zăpezile care sunt puse aici. Aici văd că a pus cu vot 3-4 zile înainte. Dacă punea și acolo, era mai ușor de sfundat. Da, asta e organizarea. Cât e zăpada acolo, în partea ta? E mare, că sunt două frezi, e o volă din aia mare, încă s-a mai dus încă o mașină cu plug acolo. E mare, că acolo o pune mare mereu. Ce să faci? Pericol să fi rămas izolați? Au acționat de azi noapte? Nu știu, am văzut azi dimineață că a băgat, dar dacă o ține așa, rămânem izolați. Dacă o ține așa în felul ăsta, bate vântul și dă cu zăpadă. Aveți ce vă trebuie acasă? Lumânări de astea pentru lumină? Bă, că a dat acum câteva ore, a dat curentul. A fost oprit? Da, a fost oprit azi noapte. Probabil că a făcut probe de zăpadă, dacă s-a rupt undeva firele. Și acum a dat drumul la curent. Da? Pentru Dumnezeu știe ce mai fi de aici în gol, că iarnă. Stați și până la școală, n-avem ce face. Și pe jos? Da, jos. În fiecare zi. Și la noapte, dacă o să fie tot așa când termin, ce faci? Nu are nimic. Anul trecut a fost și mai rău. Ne-am obișnuit. Scolește rău acolo, în partea aceea? Păi da, se vede, oricum. Asta este. Lumina aveți? Nu, nu s-a oprit lumina de câteva ore. Unde trebuie să ajungeți? La Amara. De ce? Ce s-a întâmplat acolo? Păi avem o urgență, o gravidă. Și acum de ce așteptați aici? Așteptăm ca să ni se dea drumul de la... ca să putem ajunge. Alo. La drumuri. Ce vi s-a spus? Confirmare. Ce vi s-a spus aici? Da. S-a spus să așteptăm. E drumul zăpezit? Păi automat, se vede. Unde vrea să ajungeți? La Băile. Și? Și șansa zero. Așa e la noi. Ce faceți acum? Păi ce să fac? Mă întorc în oraș, în Râmnicu Sărat, n-am ce să fac. N-am ce să fac. Păi asta e situația. Problema e că avem animale, nu avem curent. Se știe în țara asta că DN22 e o problemă, dar nimeni nu ia nicio măsură. Nimeni nu vrea în țara asta. Toți stă la guvernare. Așteaptă bani și impozite și taxe. Asta urmăresc în România. Să mărească accize, să mărească tot ce trebuie în România. Dar să pentru drumurile naționale, știe destul de ani de zile, DN22 e o problemă. Satul Băile, Baltalbă, Vâlcelea, sunt uitate de Dumnezeu. Dar...
A venit utilajul de dezăpezire, mergem către gravidă. Starea gravidei spuneți că este bună, da? Da, este bună. Este fără membrane rupte. Șosea. A venit o pală de vânt puternică cu viscul și m-a dat după șosea. N-ați avut ce să faceți, nu? Nu, n-am avut. Singura soluție s-o las să fugă singură. N-am avut. O răsturnam dacă nu. No speak English. A problem machine. Truck problem. The your problem. The road. The road. With snow. Problem of ice. Ice. Lazım. Tu salt salt. Problem. Ce fac? Păi nu, de vrem. Ce vrei să faci? Și ce fac să scot pe cineva? Scoate-o cu mă. Ce să scot? Mașina dacă tu dă. N-am scos pe cineva. Nu te mă, frate, mă, unde ai treabă? Ce aveți de ce dracu' îmi place așa nebun, mă, de-aia mă omoară. Păi, dar cine?